așa! Înseamnă că trebuie să vorbim cu toată lumea! Puneți întrebări! Căutăm și în gaură de șarpe! Atunci aduc și sapa din buldozerul meu! Poate cineva să explice și lui? Dă-te la parte! Învață să conduci! Ar trebui să-i se ia permis! Opriți acest vehicul imediat! Eu sunt câine polițist și vă arestez! Oh, nu! Ai auzit, Baci? Ne arestează! Hei, de ce porți tu șapca lui? Pentru că eu am luat-o de la el! Și eu o iau de la tine! Dă-o înapoi! Nu! Pălurii e-a mea! A mea! Hei, mâinile pe volan! Cât de neatent poți să fii! Nu te mai zbate! Lasă-mă jos! Haide! Dă-mi drumul! Bine ai venit în noua ta acasă! Ce e locul ăsta? E școala de trisaj prietenii blănoși! Nu e minunată? Ce? O să învățăm atâtea trucuri noi. Să stăm, să ne rostogolim și să stăm. Ah, Barney, de câte ori trebuie să-ți spun? Nu mai este școală de dresaj. Oamenii primarului Humdinger au preluat-o și au transformat-o în închisoare. Humdinger ăsta nu e chiar un fan al cățelușilor. Lui plac mai mult pisicile. Adună toți câinii din oraș și îi încuie aici. E groaznic. Să nu lași niciodată garda jos! E un tip de care să te ferești mereu! Vine prin spatele tău exact când nu te aștepți! Ha! Uite-l aici! Ne vă temeți, prieteni! Vă apăr eu! Lăsați-mi prietenii în pace! Au! Mi-a scăpat! Trebuie să ies de aici. Care-i povestea ta, puștule? Nici eu nu mai știu. Credeam că fac parte din patrula cățelușilor, dar acum cred că le este mai bine fără mine. De ce spui așa ceva? Greșesc continuu și dezamăgesc pe toți. Ah, nu mai suport atâta negativitate! Ignoră! Latră, dar nu mușcă! Acum alegeți o cușcă. O să stai aici ceva timp. Che gusto verde! Ce mi-ai făcut în ultima vreme? Carmen, nu am timp de pălăvrăgit! Avem probleme, te rog, ajută-ne! Ai văzut acest câine? Nu, nu l-am văzut. Dar dacă dorești, poți pune poza pe acel perete. Wow! Au dispărut mulți câini în ultima vreme. Stau cu ochii în patru, dar parcă pur și simplu dispar. De cât timp se întâmplă asta? Totul a început acum câteva zile. Acum jumătate din clienții mei și-au pierdut câinii. Asta nu poate fi o coincidență. Cineva sigur îi răpește. Răpire de câini? Cine ar face asta? Humdinger! Sigur e mâna lui! Urăște câinii mai mult decât orice! Dar oare unde îi duce? Cred că știu eu cum putem afla. Cum? Eu sunt câine. Sunt și membru onorific al patrulei cățelușilor. Deci, voi fi momeala. Mă las prinsă, tu mă urmărești și bum! Așa aflăm unde-i duce. Asta s-ar putea să meargă. Trebuie doar să ne gândim cum să-i atragem atenția lui Humdinger. Lasă în seama mea. Marti Moară Stricată vă aduce un interviu în exclusivitate cu primarul căzut în disgrație, primarul Humdinger. Mersi, Marti. După micul fiasco de azi de la metrou, vreau să asigur publicul că nu vor mai exista asemenea situații nefericite. Mai dați la odorosule? Cineva să... Ia cine asta murdare pe mine! Prins! Duce exact unde ai dus restul cățelușilor cu această mașină albă! Număr de matriculare YPP8624! Duce-l cu pantaloni în frunte! Adun pantaloni noi! Imediat, domnule! Când învim pantalonii cei noi, luăm acest interviu de la început! Domnule primar, suntem în direct!
merge pe net, bătaie internetul! Vino înapoi! O să te prind! Prins-o noi mai ușor sau am început să ne pricepem? Oh, cu siguranță am început să ne pricepem! Chase! Chase! A văzut cineva un ciobănesc german atât de înalt care zice mereu Chase se ocupă de caz? Liberty? Hei, amice! Am venit să te scot de aici! Mă lași! Cățelușa asta de poșetă crede că ne ajută să evadăm? Ai gura spurcată pentru o cățelușă care seamănă cu o perie de veceu! Haide, Chase, ridică-te! Nu trebuia să vii după mine. Acum suntem amândoi blocați aici. Normal că am venit după tine. Oi fi eu un cățeluș mic într-un oraș foarte mare, dar pot să însemn și eu ceva. Pot să fiu un erou, la fel ca tine. Eu nu sunt erou. Da, sigur! Și eu sunt un câine de rasă pură cu acte. Oh, vorbeai serios. Obișnuiam să cred că sunt erou, dar se pare că sunt doar speriat. Și? Cui pasă dacă ești speriat? Eroii se sperie tot timpul. Serios? Sigur că da. Dar chiar și când se sperie, continuă și nu se lasă. Asta îi face să fie eroi. În timp ce rumegi informația asta, eu o să ne scot de aici. Liberty, nu putem ieși. Ușa aia e mereu încuiată și este singura ieșire. Păi, cred că am uitat să-ți spun ceva. Am adus întărit! Rubble! Se ocupă! 3, 2, 1, go! Da! Chase! Ce se întâmplă aici? Pe ei! Chase! Cățeluși, să mergem! Chase, tu mergi cu mine! Wow. Ești bine acolo, Liberty? Sunt foarte bine! Haide, tinichea plină de cuie! Nu mă lăsa acum! Eu și Chase o să ne oprim undeva! Ne vedem la sediu! Da, Ryder, domnule! Ne vedem acolo! Unde mergem? Vreau să-ți arăt ceva. Îți amintești acest loc? Aici te-am găsit. De ce m-ai adus aici? Știu că-ți amintește de cea mai grea perioadă din viața ta, dar reprezintă mai mult de atât. Este și un loc grozav. Îmi amintesc când te-am văzut prima dată. Erai un cățel mic, singur într-un oraș mare. Știu, m-ai văzut și ți-a fost milă de mine. Dimpotrivă, am văzut un cățeluș curajos și puternic. Chiar dacă erai prea mic ca să ai grijă de tine și având de-a face cu atâtea pericole, te-ai ridicat și nu ai renunțat. Nu te-am adoptat pentru că